Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vațile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră la un început de săptămână și, bineînțeles, cu o nouă emisiune, cu un nou invitat, așa că, fără să mai stăm pe gânduri, spun un venit domnului Emanuel Dobrin, pastor la Biserica Creștină după Evanghelie din Cisnădie. Ema, bine veni la noi în emisiune! Mulțumesc pentru invitație, Cătălin, te salut cu mare drag și să știi că personal apreciez tare mult lucrarea pe care o faci prin ProDocens Media și îți doresc mulți, mulți ani atât ție cât și acestei platforme și emisiunilor pe care le realizezi. Mulțumesc foarte mult pentru încurajare. O încurajare în plus e binevenită întotdeauna. Știe Dumnezeu când să trimite încurajatorii, așa că dacă a început de luni, sper că toată săptămâna voi fi încurajat. E o luptă, știi despre ce este vorba foarte bine și, într-adevăr, a spune că e un început bun pentru noi ca echipă să fim încurajați de tine și chiar din prima emisiune acestei săptămâni. Slavă Domnului pentru ceea ce ne-a pus să facem și, bineînțeles, și pentru ceea ce faci tu acolo la Cisnădie și nu numai la Cisnădie, și în alte lucrări în care Dumnezeu te-a chemat să te implici. Stimați prieteni, în seara aceasta am să mă adresez invitatului nostru cu apelativul Ema, așa este cunoscut de toată lumea, așa îi se spune. Și datorită prieteniei noastre, nu am să-i zic domnule pastor sau știu altfel, am să-i spun pe nume, așa că având o temă, apropo, chiar din zona aceasta tinerească spre vârsta adolescenței, am zis să ne comportăm puțin în seara aceasta ca doi adolescenți, dar mai copți puțin și să încercăm să înțelegem tema pe care împreună am agreat o să discutăm. Și anume, vorbim despre comunicarea Evangheliei către generația aceasta cea mai dificilă, pe care noi o numim vârsta adolescenței, o generație de oameni care dau bătăi de cap întotdeauna și, bineînțeles, care în vremurile acestea este foarte agasată și foarte, să spunem, influențată de ceea ce înseamnă tehnologia informației, internet, social media și, bineînțeles, mass media. Înainte de a porni la drumul acesta, Emma, hai să vorbim puțin despre preocuparea ta despre această temă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aș vrea să înțelegem puțin, de fapt, prietenii noștri și telespectatorii să înțeleagă interesul tău pentru tema aceasta. Știu că tu tocmai ai terminat un doctorat cu un titlu destul de complex. Spune-ne câteva lucruri despre teza finală, numele complet și, bineînțeles, despre preocuparea ta. De ce te-a dus gândul sau știu, de ce ai vrut să te implici exact pe tema aceasta? Da, mulțumesc, Cătălin. De când mă știu eu, mi-a plăcut mediul acesta tineresc, lăsând deoparte vârsta la care am ajuns acum. Dar după Revoluție încoace și cu precădere în aceste vremuri, observând influența pe care tehnologia și mass media o exercită asupra adolescenților și a tinerilor, m-am gândit că ar fi interesant un studiu practic, o cercetare practică, pentru a vedea măsura în care mass media remodelează, să zic, structura cerebrală, psihicul uman în cazul adolescenților și, de asemenea, pentru a observa care sunt modalitățile în care sau prin care ne putem apropia de adolescenți să le ducem Evanghelia. Ei, toată această cercetare, așa cum ai spus, s-a concretizat în această teză de doctorat pe care am susținut-o anul trecut, a cărei rezultate eu cred că sunt utile atât pentru școli, pentru licee, cât și pentru comunități religioase, pentru mine personal, pentru oameni preocupați de lucrarea cu adolescenții, cu tinerii și, bineînțeles, pentru oricine e interesat în a ști, în a cunoaște cum funcționează noile condiții sociale modelate de mass media, mintea și conexiunile cerebrale ale adolescenților.
De aici s-a născut interesul meu pentru această lucrare și pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am reușit să duc la final această lucrare, bineînțeles cu ajutorul domnului profesor Talpo și a celorlalți care au fost în jurul meu, și pentru mine unele rezultate au fost uimitoare. Rezultatele acestea le vom vedea și noi pe parcursul acestei discuții, dar dacă ar fi să fac așa o analogie dintre tema pe care tu ai tratat-o și pe care o discutăm în seara aceasta și, să spunem, ceva din lumea reală, aș spune că am vorbit în seara aceasta despre cum să dai unor neinițiați, unor neștiutori, o armă automată și să te aștept, da, o pușcă de mare performanță și să te aștepți ca respectivul să tragă acolo unde trebuie sau să nu tragă deloc, să țină arma în direcția care trebuie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, pe de o parte, lucrăm cu niște termeni și, de fapt, cu niște categorii foarte, foarte dificile. În primul rând, avem internetul și mass media, la rândul lor, care sunt niște aplicații, deci sunt niște tehnologii care generează întotdeauna probleme. În sensul, dacă nu știi, nu le manevrezi, nu le folosești cum trebuie, pot dăuna grav sănătății mentale, sănătății spirituale, bineînțeles, și chiar te poți îmbolnăvi, poți să iei razna, poți să intri în tot felul de probleme psihice. Da? Practic, dăunează grav sănătății. Pe de altă parte, avem vârsta adolescenței. Tinerii aceștia, de fapt, la începutul tinereții, atunci când încearcă să-și demonstreze fiecare dintre ei cam ceea ce poate. Sau conflictul acela care începe odată cu părinții, cu ceilalți din jur, cu profesorii la școală. Deci există o altă categorie foarte, foarte dificilă. Dacă ai pune toate în același spațiu, internet, cu această categorie, într-adevăr este o luptă pe viață și pe moarte. Așa că haideți să vedem împreună, să le luăm pe rând, să vedem care sunt provocările și tehnologiilor pe care le avem astăzi și, bineînțeles, ale adolescenților. Acum spun un secret. Din când în când îmi iau libertatea să mai spun câte o chestie așa, să mă dau mare, dacă pot să spui, să spun, doamne, dacă vreți, și asta o adresez în special pastorilor, de fapt slujitorilor, și spun, doamne, care păstor, care preot, care știu eu ar vrea să aibă probleme în biserici? Nimeni. Da, totul ar vrea să meargă lin și frumos. Și spun, domnilor, păstori, frați păstori, dacă vreți să nu aveți probleme în biserici, da, ocupați-vă de adolescenți. Și învățați-i de când, de la vârsta aceasta, ce să facă, astfel încât, dacă rezolvați problema adolescenților, da, hai să zicem, vârsta asta, 12-17 ani, da, veți avea și tineri când... Da, și tineri care vor duji, veți avea și familii, veți avea și oameni serioși în biserică în timp. Dacă veți neglija grupa adolescenților, veți avea probleme. Da? De toate felurile. Dacă îmi permiți o intervenție la acest aspect, Cătălin, eu aș spune așa, pentru că în mediul în care mă mișc, deja am discutat aspectul acesta și se simte nevoia de o preocupare acută pornind de la nivelul copilăriei. Chiar mai undeva jos. Da, mai jos, ca undeva în jurul vârstei de 12-13 ani, cei proaspăt intrați în adolescență deja să aibă canalizate energiile și direcția pe care să facă următorii pași. Pentru că e foarte dificil să iei un copil ajuns la 12 ani și să încerci să-l modelezi atunci. Adică să-l așezi atunci pe niște tipare comportamentale, să zic așa, sau spirituale de valoare. Această modelare în secolul nostru sau în epoca tehnologiei trebuie făcută mult mai devreme, pentru că tehnologia, fără a evita sau a neglija aspectele pozitive pe care le aduce, împreună cu mass media, prin acel supermarket informațional pe care îl pune la dispoziție, cum spunea Robinson, îi năucește de-a binelea. Ei, neavând formate toate reperele morale, etice și spirituale, iau totul de-a valmă. Iau pe baza propriului gust. Asta îmi place, asta iau. Fără a
a fi capabil de a pune în balanță efectele negative și nici chiar cele pozitive. De aceea modelarea acestei generații, eu propun a se face pornind mult mai devreme, încă din perioada copilăriei. Și aici aș spune că ceea ce zici tu e un apel justificat la comunitățile religioase, nu neapărat pentru a nu avea probleme în biserică sau în sânul comunității, pentru că oricum vin alte provocări, dar pentru a creiona niște tipare spirituale de valoare, dacă vorbim în termeni biblici, conforme cu voia lui Dumnezeu, cu Sfânta Evanghelie, și pentru ca la vârsta la care acești adolescenți tineri fac anumite decizii sau iau anumite decizii, să ai certitudinea sau cel puțin într-o mare măsură siguranța că vor lua deciziile cele mai bune, cele mai potrivite. De aceea aș duce preocuparea aceasta un pic mai devreme din vârsta copilăriei. Ai dreptate, mai ales că generația aceasta, comparativ cu noi, ei s-au născut cu device-urile acestea, li se spune nativ digital, dar ei practic au acces, văd, încă din fragi de pruncie. Și tocmai aceasta este, să spunem, unul din provocările pe care copiii noștri încă din clasele mici le au, poate chiar de la grădinițe, pentru că sunt copii care, sau sunt părinți de fapt, care le oferă copiilor tablete sau știu eu, ca să le ocupe timpul încă de când sunt foarte mici și atunci ei devin oarecum formați pe device-urile acestea și au avut deja acces la multe chestii, unele poate care n-ar fi trebuit să le aibă. În această idee, poate că ar trebui ca cei care ne urmăresc să știe că există un studiu foarte bun pe această direcție numit, e tradus în limba română, Născuți Digital, al lui Don Tapscott, un studiu care analizează această generație a celor născuți digital, e adevărat evidențiind doar anumite aspecte pozitive. Dar în aceeași măsură sunt, de exemplu, studiile lui Virgiliu Gheorghe din perimetrul nostru românesc. Apoi, dacă vreți, Manfred Spitzer din perimetrul german are un studiu foarte bun, demența digitală, tradus și în limba română, a apărut anul trecut. Și studiile acestea iau în calcul atât efectele pozitive, cât și efectele negative pe care tehnologia și mass media le generează asupra generațiilor de adolescenți. Acum am discutat puțin așa despre provocările acestea, acum rămâne chemarea noastră. Deci suntem copiii lui Dumnezeu, ne întoarcem la chemarea noastră. Suntem părinți, suntem slujitori și datoria noastră este să ducem Evanghelia până la marginea Pământului, începând, bineînțeles, cu casele noastre. În casele noastre sunt copii, sunt adolescenți, sunt și oameni maturi, da? Ia să vedem noi cum am putea noi face în așa fel încât mesajul Evangheliei care a rămas neschimbat de 2000 de ani, să-l transpunem în limbajul pe care copiii aceștia născuți nativ, da? Nativ digital, să-l înțeleagă și mai mult să-l accepte. Aici este provocarea și hai să discutăm puțin despre Evanghelie, că până la urmă asta este chemarea noastră. Da, dacă îmi permiți, aș spune mai întâi sau aș pune în față o justificare. De ce să facem lucrul acesta? Pentru că, vezi tu, trăim în această epocă în care libertatea personală e dusă la un alt grad. În sensul în care se cere a se manifesta fără nici o coordonare, fără nicio limită, sau fără nicio, dacă vrei, o învățătură. Acum, dacă mă uit la adolescenți și implicit la tineri și dacă socotesc, cum spun specialiștii, că perioada adolescenței s-a prelungit undeva până pe la vreo 25 de ani, implicit cu cea a tinereții, mă uit la ei ca la o masă de oameni nonconformistă. Sunt extrem de predispuși la tot felul de schimbări, la tot felul de ideologii, la tot felul de direcții, de noi direcții sociale care apar, ceea ce îi predispune și la a intra în contact cu Evanghelia, la a primi sau la a respinge Evanghelia. De asemenea,
pe lângă multe alte aspecte care țin de sociologie în ceea ce privește imaginea adolescenților, aș aduce în discuție și argumentul acela teologic pe care tu îl cunoști foarte bine din cartea Eclesiastul. Adu-ți aminte de creatorul tău, de făcătorul tău sau de Dumnezeu din zilele tinereții tale. Citeam un studiu care, de fapt am făcut eu studiul acesta în bisericile din jurul meu și în conformitate cu acest studiu, toți cei care s-au întors la Dumnezeu, cum spunem noi în mediul evanghelic, toți cei care au făcut acel legământ de botez, legământ de credință cu Dumnezeu, cel puțin în biserica noastră, în proporție de 75% sunt adolescenți și tineri între 12 și 18 ani. Din aceste studii, eu văd relevanța argumentului teologic. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Așa că pe baza acestui argument și pe baza faptului că adolescenții și tinerii sunt mase non-conformiste extrem de dispuse la schimbare, eu cred că se construiește justificarea pentru ca oamenii aceștia să afle Evanghelia. Bineînțeles, fiind oameni, noi credem că au nevoie de Evanghelie, că sunt păcătoși și că au nevoie de Dumnezeu, dacă e să citesc pe unul dintre înaintașii noștri din primele secole creștine, în fiecare individ, în fiecare persoană există un gol care are forma lui Dumnezeu. Indiferent că acel individ, că acea persoană e adolescent, e tânăr, e om adult sau chiar copil. Cred că asta ar fi justificarea pentru care ar trebui să procedăm la lucrul acesta, la a ne folosi toate resursele pentru a comunica Evanghelia către adolescenți și tineri. Foarte frumos și, într-adevăr, trebuie să facem lucrul acesta, nu e un lucru ușor. Problema pe care noi o discutăm e o problemă generală pe care o avem noi, în primul rând ca părinți și apoi bisericile au ca slujitori. Avem următoarea provocare și aici hai să găsim o soluție și apoi să vedem, la final o să tragem câteva concluzii. Părinții, generația noastră, noi n-am fost antrenați să facem lucrul acesta. Noi știm să le dăm de mâncare, să-i ducem la biserică, să-i ducem la școală. Nu avem experiența asta, inclusiv sunt oameni maturi care sunt strângați în a folosi tehnologia. Nu toată lumea a adoptat, nu mai spun că sunt și comunități creștine care resping tehnologia, dar parțial, asta nu zic. Și atunci rămâne de întrebarea, Emma, ce putem face? Cum ne putem noi pune, să spunem așa, în mintea acestor tineri, acestor copii, astfel încât să devenim relevanți? Care ar fi modalitățile cele mai bune, astfel încât să ajungem la inima lor, că până acolo trebuie să ajungem. Adică, concurența aceasta este atât de mare. Pe de altă parte, mari designeri de aplicații știu ce să facă, știu cum să marketeze. Pe de o parte hardware, pe de o parte aplicațiile sunt foarte atrăgătoare. Evanghelia rămân, predicatorul cam tot aia face. Fratele care a predicat acum 30 de ani poate predică și acum, poate stilul nu s-a schimbat foarte mult. Nu mai e chiar atât de... O predică poate să dureze 30 de minute, poate să dureze 40. Acum mesajele pe internet sunt foarte scurte. Cum vezi tu, să spunem, punând așa în balanță cele două metode, cam ce am putea face noi sau care ar fi soluția? Mă gândesc, Cătălin, că în primul rând ar trebui să fim acolo unde sunt adolescenții și tinerii. Adică dacă ei sunt în curtea școlii, ar trebui să fim acolo. Dacă sunt pe internet, ar trebui să fim acolo. Cred că au trecut vremurile acelea în care să așteptăm ca ei să vină la biserică. Noi ar trebui să mergem acolo unde sunt ei. Și internetul sau spațiul virtual oferă o platformă pe care îi putem întâlni. Fie că e vorba de Facebook, fie că e vorba de YouTube, fie că e vorba de alte rețele de socializare, acolo îi putem întâlni. Cred că acesta ar fi un prim pas, să fim acolo unde sunt ei prezenți. Apoi aș mai înainta și ideea aceasta, pentru că în ultimii ani s-a schimbat paradigma aceasta a comunicării. Eu aș spune că noi, ca și slujitori ai Evangheliei, ar trebui să ne informăm, poate și din alte culturi, cum au tratat ei această problemă.
De exemplu, mă uit, am citit o carte care reflectă modul în care cultura americană a tratat impactul acesta dintre tehnologie și adolescență. Idei foarte interesante pe care le putem aplica la noi. Dacă, de exemplu, am lăsat deoparte anumite prejudecăți pe care le avem ca și biserică, lucruri pe care le facem așa de 30 de ani, de ce să le schimbăm? Păi schimbăm forma, nu schimbăm esența. Rămânem la aceeași esență a Evangheliei, dar schimbăm forma în care ne apropiem de ei. Apoi ce ar mai trebui să știu, și asta o iau din studiul sau din cercetarea pe care am făcut-o eu pe liceele din Sibiu, e că undeva în jurul vârstei de 16-17 ani, adolescenții sau tineri, dacă vrei să le spui așa, manifestă cea mai mare apropiere de valorile spirituale și de relația personală cu Dumnezeu. La 16-17 ani e punctul acela culminant în care, din proprie inițiativă, ajung să creadă și să considere credința în Dumnezeu ca fiind relevantă pentru ei. Ceea ce se vede că după ce trec de acest vârf de 16-17 ani, interesul pentru Dumnezeu, pentru credință, pentru aspectele spirituale care țin de interiorul omului începe să scadă și scade în mod dramatic. Poate că aici ar trebui ca comunitățile creștine în care sunt tineri și adolescenți să gândească anumite lucruri, anumite întâlniri care să-i aducă pe tineri în postura că atunci când ajung în jurul acestei vârste 16-17 ani să hotărască a își dedica viața lui Dumnezeu și avea, să zic, reper în viață, reperele Scripturii sau cuvântul Scripturii. Pe lângă asta aș mai spune că această comunicare personală e foarte importantă. Da? Și în cadrul acestei comunicări ce am observat e că adolescenții și tinerii așteaptă imaginea aceea practică, știi? Așteaptă ca teoria să fie însoțită de practică. Nu mai e așa de relevant să le spun, măi, duceți-vă și uitați-vă la unul care e într-o situație defavorabilă comparativ cu voi și încercați să-l ajutați. Nu e relevant pentru ei, ci relevant pentru ei atunci când eu mă duc, mă implic într-o asemenea situație și ei hotărăsc să vină după mine pe drumul respectiv. Și poate că aș mai spune ceva, Cătălin, sunt anumite lucrări în comunitățile creștine care pot fi încredințate adolescenților și tinerilor. E adevărat că aici noi trebuie să trecem peste multe prejudecăți pe care le avem, dar dacă mă uit în Sfânta Scriptură, sunt destul de multe cazuri de tineri, de adolescenți pe care Dumnezeu i-a socotit, i-a folosit în diferite lucrări, chiar pentru a da un nou impact sau pentru a aduce o nouă reformă într-o anumită comunitate la timpul respectiv. Și pe lângă asta aș mai spune că modelul personal e fundamental. Știi? Adică ei vor să vadă un exemplu. La urmă, ormei le poți vorbi de Dumnezeu, dar când te întreabă, ei vor să audă ceva practic. Cum te-ai rugat tu? Cum ai citit tu Biblia? Cum ai crezut tu? Cum ai reacționat în anumite situații? Deci nu aș creiona niște linii absolute, ci doar am expus câteva potențiale modalități de a te apropia de ei, de această generație extrem de influențată și modelată de tehnologie și de mass media. Foarte important. Mi-a plăcut că ai adus în discuție problema aceasta a implicării. Bisericile sunt reticente în a implica pe adolescenți, de a le da sarcini, să spunem, foarte importante. Dar și eu vreau să încurajez lucrul acesta. Este foarte important ca adolescenții să fie implicați în ceva în biserică. E vârsta aia în care ei vor să-și arate oarecum mușchii, că știu să facă, că să fie văzut, să fie apreciat, să fie băgați în seamă. Da, e o chestie naturală care vine în perioada aceea. Iar, de exemplu, bisericile, cei care au investit deja în mass media, de exemplu, foarte ușor îi pot focusa în direcția asta, da? Direcționa în direcția mass media. Adică,
să stea la calculatorul serios, să afișeze cântările, să se ocupe de mixerul audio, să partea asta tehnică, să tragă cabluri, să filmeze dacă cumva biserica are partea aceasta de audio-video. Deci oarecum partea asta întotdeauna îi va atrage. Mai mult, dacă biserica are o pagină de Facebook, să o administreze, să posteze, să urmărească, să răspundă. Bine, într-un mediu oarecum controlat, da? Adică să fie cineva care să supervizeze lucrul acesta, dar trebuie să facă cineva, ei să se vadă că sunt acolo, sunt implicați. Și tot așa lucrurile vor merge mai bine. Noi când am început echipa Produceți Media, și vreau să spun, am început cu adolescenți, cu tineri, oameni care oricum aveau acces, erau oricum tot timpul pe Facebook, erau oricum tot timpul cu smartphone-ul în mână, dar am încercat să-i redicționez energia aceasta pe care o aveau și dădea, să spunem, peste măsură, să o redicționeze în ceva util. Da, și uite așa, încetul cu încetul, oamenii acum au crescut și au rămas focusați pe direcția aceasta. Foarte, și sunt oameni de bază. Da, pentru că timpul ăla pe care el aveau de pierdut în spațiul virtual, l-am folosit într-o, să spunem, aplicație utilă Evangheliei. Aici, dacă îmi permit să spun ceva, Cătălin. Te aștept, te rog. Poate că aduc în discuție tiparul nostru românesc sau tiparul nostru balcanic. Avem un background religios predefinit. Avem un background social predefinit, pentru că venim după 50 de ani de comunism. E adevărat că deja de 30 de ani suntem în libertate. Dar oameni ca noi și ca părinții noștri au trăit poate o parte însemnată a vieții într-un anumit background social și religios. Pe când cei pe care îi avem acum, să zic cei sub 30 de ani, s-au născut în democrație. Pe deasupra a venit și acest acces facil la tehnologie și la mass media, și atunci e normal ca paradigmele lor de viață să fie altele. E normal, nu e rău, e normal. Acum intervine ideea aceea de, tu i-ai spus control, eu i-aș spune de parteneriat. Da, un parteneriat în care cel cu mai multă înțelepciune, dacă aș putea folosi sintagma, să îl ghideze pe cel care are mai multă râvnă și mai multă dorință și mai multă putere, să-și canalizeze eforturile și energia pe o direcție bună. De fapt, la asta luptăm în familie. Da? Stau de vorbă de nenumărate ori cu fetele mele pentru a le face să înțeleagă anumite lucruri. Dar sunt și situații în care stau și le ascult și încerc eu să raționalizez acele lucruri din perspectiva lor. Câteodată îmi dau seama că în mediul lor și în felul în care ele ca adolescente văd viața, au dreptate. Nu e nimic rău, ci la mijloc sunt doar niște prejudecăți care vin din trecut și peste care eu ar trebui să trec. De aceea cred că e nevoie de acest parteneriat. Cred că tot timpul tinerii ar trebui să fie acolo implicați în activitățile bisericii și cei care conduc biserica ar trebui să fie atenți la propunerile tinerilor. Au mai mult curaj de a ieși în parc, de a se duce într-o parte, în alta. E adevărat că dacă împreună cu acest curaj, să-i spunem cu această râvnă neobosită, vine și înțelepciunea celorlalți, cred că parteneriatul e perfect. Știi cum spuneam cuiva odată? Măi, dacă ar fi să vorbim în termeni teologici, tânărul acela sau adolescentul acela de 12-13 ani e bun pentru iad, vorbind în termeni teologici. De ce n-ar fi bun pentru împărăția lui Dumnezeu la 12-13 ani? De ce n-ar fi bun? De ce avem o asemenea prejudecată că nu-i bun la 13-14 ani și e bun numai la 18 ani sau la 20? Nu ne ocupăm de ei, iar apoi la 20 de ani vrem să avem oameni maturi. Nu se poate. Dacă eu încep preocuparea față de ei de la copilărie, preocuparea asta presupune și acordarea anumitor sarcini, punerea anumitor sarcini în cârca lor, sarcini pe care să le îndeplinească. Și fără să am așteptarea că le vor îndeplini la nivelul la care gândesc eu, la 40 de ani. Dar ajutându-i ca
cu fiecare sarcină împlinită să ducă lucrurile tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus și spre nivelul acela al asemănării cu Domnul Iisus Hristos până la urmă. Că despre asta vorbim la urma urmei. Așa este. Emma, vin la tine cu o problemă reală, cu, să spun un exemplu, chiar din bucătăria noastră internă de aici, de la Producens. În momentul când am început noi să transmitem live și să punem, postăm, la și YouTube-ul și Facebook-ul au niște statistici foarte, foarte frumoase, foarte bune, foarte relevante și am, așa, în timpul anilor am observat că pe categoria 13-17 ani, dacă nu ai voie să faci cont până la 13 ani, stăm întotdeauna cel mai prost, cel mai prost, în sensul că la un moment dat aveam o relevanță, cam 3% din cei care ne urmăreau erau în categoria aceasta de vârstă. Asta acum înainte de pandemie. După pandemie, dacă așa o căutare recentă, am văzut că am scăzut de la 3% la 0,7%. Asta înseamnă că numai 0,7% din urmăritorii noștri sunt în categoria de vârstă 13-17 ani. Am stat de vorbă cu colegii mei care, da, sunt mult mai tineri ca mine și ne-am dat seama că aplicațiile de bază pe care noi le folosim, YouTube, Facebook, deja nu mai sunt relevante, sau cel puțin Facebook-ul nu mai e relevant pentru categoria de vârstă, deja tinerii aceștia sunt în Instagram și mai mult în TikTok. Și atunci am zis, hai să facem, ce putem face? Și am ajuns la două concluzii. Prima concluzie este că eu la 44 de ani nu pot crea materiale pentru vârsta de 13 ani. De ce? Pentru că poate n-am avut, să spunem, timp sau nu mi-am făcut timp să o ascult pe fiica mea care are 13 ani. Deci mintea mea de om de 44 de ani nu știe să împacheteze cuvântul lui Dumnezeu pentru un tânăr de 13 ani. Ai mai întâlnit situația asta, nu? Cu siguranță. Așa. Pe de altă parte, după ce că nu sunt în stare să fac lucrul acesta, eu știu să vorbesc la cei de vârsta mea. Dacă mă pui, știu să și predic, dacă îmi dai Biblia, cu siguranță găsesc un mesaj pentru cei de vârsta mea. Pentru ceilalți nu. Prima problemă. A doua problemă este că nu folosesc canalul care trebuie. Ai spus foarte, foarte frumos la început că trebuie să te duci acolo unde sunt ei. În Facebook, generația aceasta 13-17 ani despre care discutăm, nu prea mai e. Ei sunt în Instagram și majoritatea sunt din ce în ce mai mult pe TikTok. Dar am o chestie de gândire, de concepție. Zic, ce să caut eu, Cătălin, în TikTok? Pentru mine e o prostie, o aberație. Și atunci, vezi, ca să vezi mentalitatea, pentru mine mi se pare o aplicație care n-are niciun sens, da? E, uite, da. Pentru generația aceasta nu. Deci mintea mea e o barieră pentru antrenor. Și atunci ce am făcut? Am delegat unul dintre adolescenți, din tineri, cei mai tineri de fapt, care este elev de liceu și care este voluntar aici la noi la Protocen, și am zis, te rog frumos, deschide cont de TikTok, te ocupi de el, tu știi ce să scrii, pune ceva, ce vrea tu să vezi, astfel încât, dar bineînțeles, să rămâi la apărarea și promovarea valorilor credinței, la răspândirea Evangheliei. E, ți-am dat o problemă din bucătăria noastră și încercăm. Acum vom vorbi despre rezultate în timp. Ce părere ai tu? Eu cred, Cătălin, că problema asta nu e doar din bucătăria ta, ci în bucătăria fiecăruia. Eu am 3 fete în categoria aceasta de vârstă 13-18 ani și când e de transmis un mesaj pentru generația lor, la fel vin și îmi spun, tata, nu așa, uite, formulează așa, pune cuvintele astea. Da? Îmi dau seama că există un anumit tipar, chiar și de comunicare și verbal, pe care ei îl înțeleg. Poate tiparul pe care îl promovez eu e prea ridicat pentru nivelul lor. Și atunci e normal să mă folosesc de ele, avându-le lângă mine, pentru a transmite mesajul pe care îl vreau eu în limbajul perceput de ei. Da, către generația lor. Pe de altă parte, nu aș uita nici de faptul că 12-17 ani e vârsta la care toți am experimentat această dorință de a ieși în evidență cumva. Deci nu neapărat de a sta și asculta, ci de a ieși în evidență, de a fi tare, de a fi cineva în grupul de prieteni în care ne mișcăm.
De aceea îi vedem că vor telefoane de ultimul răgnet, de ultimul top. De ce? Pentru că în lumea lor mesajul principal nu mai este mesajul pe care îl transmit printr-o diferită aplicație, ci gadgetul în sine a devenit mesajul. Ești cineva dacă ai un iPhone ultimul răgnet sau ești cineva dacă ai un telefon de ultimă modă. Acum și eu simt același lucru, că parcă mai ușor mă adresez celor de 30-40 de ani decât celor de 20 sau sub 20 de ani. Eu cred că e ceva normal, dar cred că aici ar trebui să intervină acea preocupare. Dacă eu am mesajul, dacă eu am esența, da, Evanghelia, eu mă pot folosi de alții care sunt de vârste mai mici decât mine pentru a creiona mesajul acela, lăsându-i pe ei să formateze ideea pe care eu o am într-un limbaj perceptibil lor. Aduți aminte când a apărut WhatsApp-ul. Foarte rapid am început să scriem NBN, mai VB. Se uitau și părinții noștri la noi și spuneau: bă, ce e asta? Voi vorbiți o limbă străină. Ei, lucrurile astea sunt ei numesc într-un progres continuu. Eu aș spune într-o schimbare continuă. Nu putem opri această schimbare. De aceea până eu scriu un mesaj complet de 130 de cuvinte, ei scriu două propoziții în care fiecare cuvânt are de fapt 2-3 litere, dar celălalt individ înțelege mesajul. Aici intervine capacitatea mea de a înțelege că nu toate lucrurile funcționează așa cum vreau eu. Da? Ci că generația de adolescenți pe care o avem acum funcționează poate pe alte tipare și responsabilitatea mea e să pun esența în acele tipare. Da? Deci să nu impun tiparele mele, ci să las tiparele lor, dar să pun esența. Adică să pun Evanghelia în tiparele lor. Adică dacă ei, de exemplu, vin la mine și insistă: vrem să facem o seară de muzică. Da? Să dau un exemplu. Vrem să facem o seară de muzică. Ar fi o prostie ca să nu fiu de acord cu așa ceva. Ar fi o prostie ca să le impun eu: da, faci seara de muzică cu condiția că faci și rugăciune, că faci și predică, că inviți pe cine spun eu. Nu, dacă ei îmi spun, uite, facem o seară de muzică și pregătește și un mesaj, să fie și un mesaj, eu încerc să iau mesajul și să-l așez în tiparele lor. Eu cred că atâta vreme cât esența rămâne bună, cât esența rămâne esență, să folosesc un pleonasm de felul acesta, tiparul nu poate fi rău. Da? Pentru că esența remodelează până la urmă și tiparul. Și ar mai fi ceva. Eu nu m-aș impacienta pentru că tu te uiți la anumite ratinguri și vezi că doar 0,3% din această generație se uită la tine. Din studiile sau din cercetarea pe care eu am făcut-o, crește această preocupare față de lucrurile spirituale sau față de aspectele spirituale pe măsură ce ei înaintează în viață, undeva până la 16-17 ani. După care scade, dar ei încep să se confrunte cu extrem de multe probleme. Și în acea confruntare ei vor căuta răspunsuri. Și foarte interesant că prima soluție pe care ei o văd atunci când au probleme e muzica. Asta e ceva fundamental. De aceea uită-te pe YouTube să vezi câte like-uri sunt date, de exemplu, la predici și la piese muzicale. Deci la piese muzicale sunt like-uri și aprecieri de 3-4 ori mai mult decât la predici sau la diferite emisiuni. Pentru că sociologii au analizat și în concepția lor, prima soluție e muzica. Pe locul 31 este o discuție cu mama și pe locul 51 o discuție cu tata. Deci îți dai seama câte soluții au ei înainte să ajungă să discute cu mama sau cu tata sau cu liderul grupului sau comunității din care face parte. Dar discuția cu liderul la fel, e undeva pe locul 25.
Deci au cel puțin 25 de soluții la care apelează înainte de a se întâlni cu tine ca și lider. Una din aceste soluții e muzica. Dar acum, cum ar fi să folosesc eu muzica, da, în așa fel încât atunci când ei experimentează anumite depresii, frustrări sau stări de felul acesta, să apeleze exact la muzica aceea care îi poate ține pe calea dreaptă. Și aici cred că se dă bătălia în această generație. Eu, la 45 de ani, eu trebuie să renunț la anumite prejudecăți, da, în care am fost crescut și care au fost relevante pentru vremea respectivă. Nu neapărat ca un aspect negativ, dar au fost relevante pentru vremea respectivă. Dar pentru vremea de astăzi, dacă vreau să duc lucrarea mai departe, trebuie să renunț la o parte însemnată din aceste prejudecăți, păstrând esența. Care e esența? Să trăiesc în conformitate cu adevărurile Scripturii și aceste adevăruri ale Scripturii să le pun în tiparele actualei generații. Nu cred că ar fi o problemă, ci mai degrabă ar fi o luptă pe care noi, care suntem acum conducători și lideri de comunități religioase, ar trebui să o vedem, să ne gândim la ea și să o punem în practică. Așa este, foarte frumos punctat, slavă Domnului. Iată că sunt soluții și studiul pe care tu l-ai făcut, într-adevăr, este foarte relevant. Ne apropiem de încheiere, Ema, și aș vrea să vorbim puțin și despre lucrarea pe care tu ai făcut-o, mai ales despre forma ei finală. Știu că ai și publicat o carte plecând de la teza de doctorat. Spune câteva lucruri despre ea și, bineînțeles, unde putem găsi, care sunt mijloacele prin care putem face rost de această carte. Da, cercetarea s-a concretizat într-o carte. Nu știu dacă se vede foarte bine. Da, se vede, e ok. Da, asta e cartea tipărită la Rizoprint la Cluj, Importanța și necesitatea comunicării mesajului Evangheliei către actuala generație de adolescenți influențată de mass media și tehnologia informațională. Bineînțeles că această cercetare a trebuit să fie făcută după anumite criterii impuse de școala doctorală. De aceea unele lucruri nu le-am putut prinde în ea, iar altele a trebuit să le modelez după cerințele unei lucrări doctorale. Ce am prins în ea, în această cercetare? Am discutat despre concepte. Primul concept a fost cel de Evanghelie, apoi cel de mass media cu toate influențele ei și conceptul acesta de adolescență. Asta a fost primul capitol. În al doilea capitol am justificat nevoia Evangheliei și am justificat-o din punct de vedere teologic, da? Ce îmi spune Scriptura, de ce au nevoie de Evanghelie. Am justificat-o din punct de vedere mediatic și în mod special m-am dus pe efectele negative ale mass mediei, pornind de la un studiu făcut în 2011 și pomenit de Manfred Spitzer, care a adunat peste 1000 de cercetători în domeniu, cercetători ai fenomenului, cărora le-au fost date două propoziții, din care au trebuit să aleagă una ca fiind relevantă. Prima propoziție spunea că, sau prima idee, spunea că în anul 2020 toate conexiunile cerebrale ale adolescenților vor fi diferite, că nu vor mai fi capabili să memoreze ceva, că își vor pierde empatia, că moralitatea le va fi extrem de afectată de mesajele transmise prin mass media și tot felul de aspecte negative. A doua imagine a fost una pozitivă, că în 2020 adolescenții, datorită internetului, vor fi mult mai inteligenți, vor găsi mai repede răspunsuri, pentru că vor ști unde să caute în spațiul internetului, vor găsi soluții și rezolvări mai rapide și vor avea mai la îndemână, vor fi mult mai inteligenți, vor vorbi mai multe limbi străine decât vorbim noi. Și studiul acesta numit Viitorul Internetului a scos la evidență faptul că
55% dintre cei peste 1020 parcă de cercetători au mers pe varianta pozitivă și 45% au avansat varianta negativă. Acum, eu pentru a rămâne cumva în spațiul românesc, m-am uitat la studiile pe care le avem noi și aici mi-au fost de mare ajutor studiile făcute de Virgiliu Gheorghe, domnul acesta care e profesor universitar, și care au accentuat în mod special efectele negative ale mass mediei. De aceea eu am analizat aceste efecte negative prin întrebările pe care le-am pus adolescenților din aceste licee sibiene și apoi le-am comparat cu scriptura. Am văzut că i-a afectat psihicul într-un mod negativ, că i-a afectat sexualitatea și ideea de sexualitate și cu cât sunt mai expuși la scene cu încărcătură senzuală, sexuală, cu atât scade vârsta la care încep relațiile sexuale și cu atât au o imagine mai deformată despre relația sexuală și implicit ulterior despre relația de familie. Am văzut că, de exemplu, moralitatea lor e afectată, capacitatea lor de empatie e afectată și multe alte aspecte care formează, să zic așa, conceptul acesta al adolescenței sunt afectate. Din aceste puncte de vedere am justificat nevoia lor de a auzi Evanghelia. Și în partea a treia a fost cercetarea practică, da? pe care am aplicat-o pe 620 de elevi din 7 licee sibiene și am ajuns la câteva concluzii interesante. Dacă pot să spun câteva așa pe scurt. Te rog, te rog. Una dintre ele am tot pomenit-o, undeva la 16-17 ani sunt cel mai aproape de Dumnezeu, de credință, de ideea de credință și de apropiere personală de Dumnezeu. Asta e o descoperire uimitoare. Apoi am văzut că, cu toate că trăim în mediul acesta super tehnologizat și mai mult virtual decât real, adolescenții păstrează în ei ideea aceea de religios și mare parte dintre ei, în proporție covârșitoare, se consideră persoane religioase. Doar că ei iau religia în calcul atunci când e vorba de problemele de natură spirituală. Ca de exemplu, dacă e vorba de viața veșnică, de rai, de ceva de dincolo de moarte, ei consideră că religia, implicit Scriptura, Biblia, răspunde acestor probleme. Ei, când venim la dimensiunea practică, de exemplu, i-am întrebat, credeți că Scriptura, că Sfânta Scriptură, că Sfânta Evanghelie, că religia creștină răspunde problemelor personale ale adolescenților sau problemelor pe care părinții le au în familie, aici procentul scade. Încrederea lor în religie scade sau în religia creștină, să spun așa, tocmai pentru faptul că nu o cunosc. Dar de asemenea am văzut că sunt foarte interesați de sărbătorile creștine, în mod special de Crăciun și de Paști. Și asta am spus că e o ocazie extraordinară, că la Crăciun și la Paști, în orice biserică, orice confesiune ar fi ea de factură creștină, se vorbește despre Hristos, despre întruparea Lui, respectiv despre moartea și învierea Lui. Atunci aici am sugerat ca accentul în aceste sărbători să fie pus într-un fel mai profund pe persoana lui Hristos. Da? Tinerii ăștia vin de două ori pe an la biserică. Ei, atunci se audă despre Hristos, despre ceea ce a făcut El pentru noi. Am observat de asemenea că adolescenții sau că tiparul lor religios nu e neapărat extrem de mult influențat de tehnologie și de mesajul transmis prin mass media, ci mai mult e influențat de relațiile colaterale pe care le au. Am văzut, de exemplu, că în cazul unui liceu teologic din Sibiu, de factură protestantă sau neoprotestantă, dacă liceul acesta are conexiuni bune cu un alt liceu, în celălalt liceu, concepția despre Dumnezeu, despre Hristos și despre credința personală tinde să fie tot mai aproape de ceea ce spune Sfânta Scriptură. Deci niște conexiuni interesante care apar. Și atunci una dintre recomandări a fost această încurajare a educației de factură creștină. Deschiderea de licee, de grădinițe, de școli,
în toate orașele din țară. Pentru că asta deschide oportunitatea transmiterii valorilor creștine prin contactele și prin relațiile astea care sunt între adolescenții din diferite licee. De asemenea, spuneam mai devreme că în cazul nostru, cei care au hotărât să aibă o credință personală în Dumnezeu sau în bisericile neoprotestante, dintre toți cei care au hotărât să meargă pe această linie a credinței personale în Dumnezeu, aici în jurul Sibiului, procentul este între 35 și 75% dintre ei fiind adolescenți și tineri, ceea ce e uimitor. Te uiți într-o biserică, 60% dintre cei care s-au botezat în ultimii 10 ani, pe ultimii 10 ani am făcut studiul acesta, sunt adolescenți tineri în categoria aceasta de vârstă, 12-19 ani, ceea ce e uimitor. Și atunci se justifică această ieșire chiar și în mediul online sau în virtual pentru a le spune, Evanghelia. Bineînțeles, cercetarea are mult mai multe aspecte care au în vedere și fundalul lor religios și elementele care influențează negativ sau pozitiv starea de credință sau de religie personală și multe alte aspecte. Cartea nu este publică în librării. Cartea o dețin eu, mai am câteva exemplare, nu știu sigur câte, vreo 15-20 de exemplare. Dacă cineva dorește, da, cartea poate fi achiziționată. Excelent. Te poate găsi pe Facebook, de asemenea ne poate lăsa și nou un comentariu. Emma, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta, extraordinar. Mă bucur că am putut, să spunem, încerca măcar să discutăm, să aducem puțină lumină în problema aceasta. Și așa cum ai și spus, Evanghelia rămâne o necesitate pentru generația aceasta. Provocările mass media, ale internetului la mână sunt o problemă pentru generația aceasta. Și apoi noi părinții, noi bisericile, noi slujitorii trebuie să găsim metoda cea mai bună astfel încât să nu-i lipsim pe copiii aceștia, pe tinerii aceștia de harul lui Dumnezeu. Dacă îmi permiți, Cătălin, încă o idee. Te rog. Nu aș vrea să înțelegeți că sunt împotriva tehnologiei. Din contră, în cercetarea pe care am făcut-o, am făcut și o incursiune în istorie și am văzut că de fiecare dată progresul tehnologic a fost folosit pentru răspândirea mesajului Evangheliei. M-am uitat, de exemplu, în Imperiul Roman. Da? Aduți aminte de Pax Romana și de toate progresele pe care le-au făcut romanii. Toate au fost folosite de, la vremea respectivă, ucenicii Domnului pentru a duce Evanghelia. Dacă vrei, mă gândesc la gândirea grecilor, la tiparele lor de gândire. Mă gândesc la înțelepciunea evreilor. Da? Toate au fost folosite. Oamenii ăștia au scris Evanghelia. Apoi, dacă vin mai încoace la Gutenberg, tiparul, un progres extraordinar, da? O tehnologie extraordinară. Prima dată a fost folosit pentru a fi tipărită Scriptura. Apoi, dacă vin mai încoace și aș duce progresul pe alte dimensiuni, să zic comunitatea europeană, da? Sau deschiderea granițelor, toate aceste progrese pot fi folosite pentru ca Evanghelia să ajungă și în țări care au un grad ridicat de secularism sau de păgânism. Da? Deci cred că ar trebui să fim înțelepți ca orice formă de progres, în măsura în care se pretează, să fie folosită pentru a aduce Evanghelia mai departe. De aceea eu cred cu tărie că tehnologia, da? Și mass media. De aceea mă bucur extrem de mult de toate posturile de radio. Mă uitam la Sibiu, că am făcut un studiu și pe postul de radio de la Sibiu. În medie, aproximativ 20.000 de urmăritori online pe zi, în fiecare zi. Uimitor! Pe postul Radio Vocea Evangheliei Sibiu. Da? Deci eu încurajez și toate aceste inițiative ar trebui susținute. Posturi de radio,
Da? Dacă vorbim tot de mass media, hai să luăm și literatura. Da? Cărțile, revistele, emisiunile de felul acesta, cum faci tu, televiziunile astea din online, celelalte posturi de televiziune de factură creștină. Eu cred că ar trebui susținute și cred că ar trebui încurajate, pentru că nu știi când, undeva, cumva, un adolescent are un contact, se uită la o emisiune într-un moment în care e mai dezamăgit de viață și prinde ideea aceasta și caută răspuns. Eu am avut experiența aceasta ca în urma unei emisiuni TV să primesc un mesaj de la un tânăr pe care nu l-am cunoscut și nu-l cunosc, dar care ulterior mi-a scris că acel mesaj pe care l-a auzit de la mine în ziua respectivă i-a schimbat tiparul și gândirea. De aceea cred, cu toate greutățile care apar, astfel de inițiative trebuie susținute. Transmisii live ale bisericilor, predici înregistrate urcate pe canale YouTube, cântări urcate pe canale YouTube. Bineînțeles că atunci când e vorba de predică, discutăm un pic și de aspectele tehnice, da? De calitățile acelui mesaj, de capacitatea acelui om de a transmite, că nu orice mesaj îl putem încadra ca fiind o formă de răspândire a Evangheliei. Așa este. Trebuie să fim atenți și la aspectul ăsta, foarte bine punctat. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne va lumina ce să alegem, pentru că și internetul, inclusiv pentru noi, cei maturi, este un pericol. E o capcană în care, fără să le dăm seama, putem înghiți tot felul de informații false, erezii, chiar și știu eu, elemente dintre acestea care ne pot afecta sănătatea din toate punctele de vedere și mai ales sănătatea spirituală. Emma, îți mulțumesc mult! Suntem în legătură cu tine, îți mulțumim pentru seara aceasta, îți mulțumim pentru că ai fost de mare ajutor în emisiunea aceasta. Rămâne să ne mai auzim și cu altă dată și altă dată cu o altă temă. Până atunci, noi suntem alături de tine, de lucrarea pe care o faci, Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți dea putere să faci așa cum ai scris și cum ai spus în seara aceasta, să fii unul dintre acei oameni care militează pentru răspândirea Evangheliei și la aceste categorii, să spunem, speciale, pe care Dumnezeu le are în grija Lui. Fii binecuvântat! Doamne ajută, Cătălin, la fel vă doresc și eu, mult succes sub harul și sub călăuzirea Lui Dumnezeu! Amin. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi, vă mulțumim că ne-ați urmărit, ne-ați încurajat, așteptăm mesajele dumneavoastră, propunerile dumneavoastră pentru alte teme. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!